Bună ziua dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod, minutul de conștientizare. Am pornit din nou la drum, de data aceasta, pentru a analiza vibrația interioară, dar în sensul relațional. Ce așteptări au persoanele în funcție de vibrația interioară de la o relație sau tendința cum anume se comporte în interior și automat se va reflecta și în relațiile lor. Ei, uite, continuăm cu cei cu vibrația interioară 2, mai exact cei născuți în ziua de 2, 11, 20 sau 29 a oricărei luni. E, uite, am ajuns și la cifra relațiilor, am putea să spunem chiar așa, pentru că dacă aveți un partener, coleg sau ce aveți copil acolo, nu contează, da, care are o vibrație 2, ei funcționează în interior și așteaptă să tocmai să relaționeze, să comunice, să colaboreze și atunci când o fac o să intre în conflict, o să se certe în primul rând pe ei înșiși pentru că este o vibrație interioară de doi aici și uh, vor fi duali, vor fi nehotărâți de cele mai multe ori, în, în natura lor și în interiorul lor, că poate în afară arată cu totul altceva. Țin să menționez tot timpul acest aspect, pentru că această latura vibrației interioare de multe ori este contestată în prima fază, pentru simplul fapt că uh, parcă nu, nu se pupă cu ce vedem. Vă reamintesc și eventual pe viitor o să abordez la minutul de conștientizare și aspectul social din programul karmic social și partea de rol social, dar chiar dacă nu vedeți aceste aspecte pe care eu vi le spun aici la vibrația interioară, este pentru că omul așa funcționează în interior. El cu el este așa. Dar pentru a vă lămuri, uitați-vă la vibrația voastră interioară și la aspectele pe care le punctez cu privire la ziua voastră de naștere și o să vedeți că așa este. Dar la ceilalți poate ne este mai greu datorită acestui rol social pe care fiecare l-are de îndeplinit. Așadar, cei care sunt născuți în ziua de 2, relaționarea este extraordinar de importantă, comunicarea este extraordinar de importantă. Pot să fie foarte buni în comunicare, dar nu este obligatoriu, însă așteaptă de la ei ca aspectul comunicării să fie atins. Depinde foarte mult cum anume au învățat ei comunicarea, partea de educație spune și a cuvântul și modul de viață și de experiență de viață până în acest moment, dar sunt persoane sensibile, care când intră într-o relație au tot felul de frici, au tendința de a crea o anumită dependență, au dorința de a urma pe cineva. Ei în parteneriate și în, în business-uri și nu numai au nevoie de un. Model, să-i spunem așa. Chiar dacă modelul respectiv e unul ipotetic sau din planul, nu știu, -ai, ești în business, ești un doi și vrei să faci relații de business, simți nevoia de a urma pe cineva. Poți să-l ai pe, nu știu, țiriac ca model de om de business sau pe oricine altcineva din afară sau nu contează. Vă va fi mai ușor dacă sunteți un doi să relaționați atunci când aveți un model de urmat. Da? Și e posibil de multe ori să lăsați de la voi. Tot felul de emoții să vă năpădească, tot felul de uh, dualități, cum am zis, nehotărâri, ba vă gândiți, ba vă răzgândiți. Acum depinde foarte mult de aspectul uh, matriței, dar cu siguranță există un grad de dualitate în, în interiorul celor cu vibrația 2. Atenție, cum am zis la frici, uh, dacă aveți parteneri care sunt vibrația interioară 2, vedeți că pot fi ră răniți destul de ușor, chiar dacă acest lucru nu-l arată, pentru că spuneam că sunt sensibili sunt persoane lunatice, le-am putea să spunem așa, ei funcționează după principiul lunii și atunci sunt poate uneori mai influențați efectiv de lună, da? când e în creștere, când e în descreștere și așa mai departe. Dar, atenție, da? sunt oameni cu care chiar puteți colabora dacă știți cum anume să puneți în prim plan emoțiile. Dacă sunteți o fire mai rece și colaborați cu un doi, e posibil să creeze o distanțare față de voi sau pur și simplu poate chiar să intre în conflict cu voi, dar um, doiul clar are nevoie de apropiere și este o cifră socială, este un team player, îi place în echipă sau nu neapărat în echipă, cât eu și partenerul, Da, eu și încă cineva eu și grupul, eu și da, părinții, eu și nu știu, relația cu banii sau, dar oricum vorbim de o cifra relațiilor și atunci cu siguranță foarte multe aspecte provocatoare pentru o vibrație 2 are de a face însuși cu relațiile. Da? Mare, mare atenție la certuri pentru cei care sunteți doi, dar și pentru cei care lucrați, pentru că au tendința, la fel cum pot uni, Două puncte de vedere, la fel poate să producă o dezbinare în două puncte de vedere, două persoane și așa mai departe. Deci, pot pleca din gradul de conflictuali în gradul de buni colaboratori, în funcție de stările lor emoționale. Sfera interioară a unui doi este una preponderent emoțională. Ce să vă zic, voi cum stați? Ce vibrație interioară aveți? Ce parteneri aveți? Hmm? Ce copii, așa cum am mai spus, uitați-vă și fiți un pic mai atenți la uh, atunci când nu sunt în social sau când consideră că nu sunt observați pentru că veți putea vedea aceste caracteristici cu mult mai bine. Spor la conștientizări, ne vedem cu vibrația interioară trei.